Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video clip. Suntem aici la, să zicem, ramificația Paradu nou. Este linia 217 la Timișoara și la linia 216 la Sân Nicolae Maria Fărăcani. Și facem un video. Deci, haideți că vine deja un tren imediat. Deci, aici suntem. Acolo în față e stația Radu nou, unde am filmat chiar de două ori. Acolo se duce linia spre Vărcani și aia, în același videoclip am filmat și asta merge la Timișoara. Practic asta e linia aia pe care place eu să mă duc aici, oricând. Dar cred că vine și un tren, așa că stăm la pândă. Stăm la distanță de siguranță. Asta e Regio 3117 Timișoara Nord Oradea. Desigur, oprește aici. Bun, deci aici suntem, linia asta merge la Periam de Sân Nicolae Maria Fărăcani, repet, de mai multe ori, ca să știți. Vedeți câte bălăriz complet, 50 la ora la 0 metri și acolo în față se unesc, vedeți că și linia sa iurea. E și un tren cu cisterne, mă rog, marfar, și aia trebuie să vină, cândva, poate, nu, când, nu știu, vedem când. Haideți că vine Regio Călători, bine că am fost atent. Dacă asta știu, vine direct de la Vărcani. Bun. No, acela a fost Regio 16176 Vărcani Arad. Și v-ați întrebat ce cu căștile. No, și vă zic clar. Weekendul acesta, adică duminică, am fost în zona Satul Mare, Oradea, la filmat, no, fac materiale. Și mi-am dat seama că, bine, m-am uitat. A început să se rupă aici, la capăt, la mufă. Și a început să cârie, să nu se audă deloc și chestii din alea. Și bine că mi-am dat seama să folosesc căștile pentru filmat, pentru că eram la jumătatea drumului, adică era păcat. Și așa am cam belit-o un pic, pentru că trebuie să editez cam mult, dar se poate face, se poate rezolva, din fericire. Și de aia. Și o să facem un unboxing acum de la valieră, pentru că am comandat altul, tot din aia. Deci, haideți. Bun. Aici este, vedeți, nu? Și o să-l desfacem frumos. Oricum, cam până la, acum e 18.56, o să stăm cam până la, cel târziu la 8, la 20 fix. Până atunci mai prindem cel puțin două trenuri plus un marfar dacă pleacă. A trebui. Da. Bun, deci așa îi. Și da. Aici e frumos. Încerc să mă uit. Avem și stickere. Și da, în asta vine. În asta îi practic adaptor de căști. A, văd că are și... interesant. A, aici îi ăsta, că data trecută l-am și pierdut-o, nu știu dacă ați observat, era altfel. Dar nu, aici astea cu adaptor și buretele care se pune pe el. Și mai e ceva aici, dar nu-mi dau seama, cred că bateriei sau ce e ăsta. A, și ce se pune? Stai, că vine ceva. Asta e bine că filmez. Am suspendat un pic unboxing-ul și am zis să o luăm pe ăsta.
Un LDH, Team Rail Cargo, cred că aia au fost. Dacă aia e. Da, nu uita rail, spuneți-mi mie, că eu zic că da. Aici, bine că am fost atent, că puteam să o ratez. Dar mai fiind, uite, a treilea trend, ia, acum. Uite, am stat numai 10-15 minute, nici atât. Și, uite, imediat. Dar haideți să mergem înapoi de unboxing. No, am arătat astea, nu? Stickerele și, practic, la valiera. Așa frumos. Și husa în care se ține. Da, mai este o cărticică, dar cam atât. Restul e... mai e ceva. Uh-huh. Garanție, da, bine, garanție. Bun, da, nu mă pricep eu la unboxing-ul de asta, prima dată când fac. Și acum o să bag chestii de pe el. No, am pus buretele pe el și acum urmează să pun suportul acesta, care se ține pe unde se prinde, pe acolo. Da, ăsta s-a prins pe ăsta, era un locaș aici și ăsta se pune așa pe el, eu am greșit. Prima dată ăla se pune, după aia buretele. Prinderea mă refer. Și da, uite, este. Acum trebuie numai să o organizez în așa fel încât să fie confortabil pentru mine. Vedeți că e și capătul. Ok. Hai că mai vine. Regio 3116. Oradea Timișoara Nord. E perechea celălalt. No, este mișcare și la ora asta foarte bine. Bine că am venit aici, că altfel nu știu cât puteți să înțelegeți din ce aici, dar nu. Cam așa lui. Și iară s-a mișcat macazul. De fapt, de la mișcarea macazului se știe că vine cam când vine trenul, dar fain. Haideți să trecem înapoi. Bă, frate, deci este mișcare aici, nu glumă. S-a schimbat macazul acolo în față. Am auzit. Dar cred că atâta e, mai schimbă direcția. Da, se duce înapoi. Schimbă linia. Cred că trebuie să intre și marfarul acela cu cisterne, încă stă acolo. Așteaptă rândul, da, probabil. Da. Hai să mai trece pe aici, nu știu ce face. Chestia asta, că trebuie să te cu la valiera. Da, e care vine. Aici se schimbă magazul, practic. De direcția așa la asta, de aia. Am fost și pe atunci, când n-am mai fost pe aici. Dacă nu aici am filmat. Am fost în direct, numai nu m-am dus acolo. Încă mă chinui cu asta. Mai vine un marfar. De aia putu să aibă viteză așa de mare. Foarte bine. Da, salut frumos oricum. Și este mere la valiera. Super. Haideți că prindem primul tren cu el. Dă-i drumul. Stai că-i. Păi stai numai locomotiva. Ok, scuze. Schimbăm acazul numai acolo. Da, nu. Să zicem. Și m-ați mai întrebat ce e cu asta? Păi, mâine mă duc la meci, e vineri, joacă Utacu Rapid. Și nu mă duc niciunde, deci numai în zonă, dacă sâmbătă, duminică, o fi ceva. Atât. Și nu mă duc departe, acum. Dar nu, am vrut să zic numai. Practic, o lăsat
vagoanele de cisterne acolo și să duc înapoi pe alte linie. Cred că, mă rog, o să fac altă treabă. Mă rog, altă de servire. Haideți că am reușit și asta, merge super. Mă gândesc că se aude bine, că a trebuit, dar o să mă uit eu. Și cu ultimul tren care o să plece de aici, care o fi și aia, eu îmi iau rămas bun așa de la voi frumos. Dați un like, mai dacă v-a plăcut acest video. Atunci și clopoțelul ca să vă notifice pentru următoarele videoclipuri și ne vedem în următorul videoclip. Salutare și pace! Să fiți iubiți! Aici din ramificația Aradu Nou. Și fraților, jur că am stat jumătate de oră și nu a mai venit nimica. Și până încă jumătate de oră nu mai vine tren de călător. De fapt, trebuia să vină un regiu călător, dar nu mai vine în direcția asta, așa că eu o să plec. Așa că, da, așa e. La revedere și îmi cer scuze.